stilul meu de viață curent, în mare parte afectat, sunt mai docil la cuvinte de când fac rap. Până la jocul cuvintelor, mă concentram la lungimea lor, acum sunt benevol pentru resuscitarea rimelor. Ține pasul când intru, uite ritmuri și beat-uri ce te unca niște tincturi. Prin tâmple și stimul, acest dar magic gagic ce umple de smagin, creează imagini supradimensionale printr-un efort tragic ce scade dramatic, de vreme ce tot exersezi, de-aia îți pare ușor acum. Dacă mă cercetezi, poți să-ți dai seama ușor în ce stare mentală sunt după ce muzica ascultă, despre ce încep să cânt. Și de parcă n-ar fi destul, continui să mă consum inutil și infantil ca un copil în consum. Tu ce consumi când ți-e greu, mai exact cu ce ți umpli timpul când nu e liniște la tine în cap. Cât de absurdă a devenit plictiseala încât te apucă pandalile dacă n-ai ce face seara. Înainte mă puteam bucura dacă aveam de stat, acum nu am stare, sunt agitat că vreau mereu ceva să fac. Partea bună e că într-adevăr să faci creații chiar ajută, indiferent dacă publicul tău nu te prea ascultă sau nu prea există sau nu e fidel deloc. În modestia e tristă, vei da vina pe noroc. Niciodată n-am promis lucruri înainte să mă apuc, am scris și texte de duzină, de pe o zi pe alta mult, încercând să-ți dau senzația că e loc de mai mult. Prefer să muncesc până reușesc decât să stau să discut. Calitate, nu cantitate, asta o spune omul leneș, n-a lucrat destul și crede că orice face este fresh, dar nu ajungi sus doar prin simplă întâmplare. Sau dacă o faci, o să-ți zace într-o bulă înfiorătoare. Calitate, nu cantitate, asta o spune omul leneș, n-a lucrat destul și crede că orice face este fresh, dar nu ajungi sus doar prin simplă întâmplare. Sau dacă o faci, o să-ți zace într-o bulă înfiorătoare. Că tot ce face calitativ, instant definitiv, tot nu este primitiv, conținutul tău exclusiv, când în realitate nu e nici de cum așa. Prefer un progres extrem de lin decât așa ceva. Fac rap să ascult și să ajung mai bun la asta. O pustere de dopamină îmi invadează-ți asta. Nu sunt bun pe pomni, dar sunt creativ nocturn. Te panciuiesc cu rime fierbinți ca un pat de cărbune. Spor de anduranță, transpirații la sincron în această bătălie de proporții ca maraton. Nu-s de azi, de ieri, orice vrei tu să-ți vieri. Am auzit de mii de ori, spir și expir asta prin por. Mereu cu capul în față, ca un căluț de mare integru. Mi-afișez spontaneitatea prin social media și încercuri de oameni diferiți cu care mă înconjur, de la care am ce învăța, că nu s-a tot știutor. E incredibil cât te pot învăța zilnic, dar nu sunt copil incapabil să încerc să mă implic. Marele meu regret în viață e că n-am citit mai mult. Puteam discuta mai amplu despre ce vreau acum să cânt. Oricum, dacă în viitor voi ajunge la pârnaie, să-mi trimiteți la vorbitor câte un pic și câte o foaie, să-mi afișez cu candoare orice gând mi se pare relevant de redactat pentru clasa muncitoare. Ce se bucură de libertate într-o manieră proasă. Suntem cu toții încarcerați în mintea noastră și dacă mingea intere la noi, atunci noi suntem varză. Oportunitate ca un câine când ai nevoie de pază. Calitate, nu cantitate, asta o spune omul leneș, n-a lucrat destul și crede că orice face este fresh, dar nu ajungi sus doar prin simplă întâmplare. Sau dacă o faci, o să-ți zace într-o bulă înfiorătoare. Calitate, nu cantitate, asta o spune omul leneș, n-a lucrat destul și crede că orice face este fresh, dar nu ajungi sus doar prin simplă întâmplare. Sau dacă o faci, o să-ți zace într-o bulă înfiorătoare. Oportunitate ca un câine când ai nevoie de pază. Oportunitate ca un câine când ai nevoie de pază. Oportunitate ca un câine când ai nevoie de pază. Oportunitate ca un câine când ai nevoie de pază.